ai o personalitate atractivă și ai abilitatea de a empatiza și de a înțelege problemele altora. Ești cu adevărat impregnată de sentimentele altora, deși în realitate ești un pragmatist atent ce se ascunde în spatele bunăvoinței. Ești predispusă la mister și rareori împărtășești planurile până când începi să le transpui în realitate. Combinația de intuiție și susceptibilitate psihică te ajută să ajungi la esența lucrurilor. Ai un dar de a te adapta la energiile inaccesibile oamenilor obișnuiți și, prin urmare, uneori se pare că desenezi informațiile direct în aer. Îți suprimi egoismul tău pentru a-ți servi cele mai înalte scopuri. Lumea ta interioară poate fi foarte complicată și confuză. Ești profund emoțională, dar nu permiți emoțiilor să-ți influențeze viața. De obicei crezi în bunătatea celorlalți, astfel încât democrația și sentimentele tale patriotice ajung la un nivel înalt. Te poți afla la conducerea sau susținerea activă a unui curent, organizație, uniune publică sau chiar întreaga țară. Ai propriile tale idealuri care depășesc granițele municipale sau naționale. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: eleganță, reverie, dorință de confort și frumusețe, credință, poezie, flexibilitate, compasiune. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Universul te-a înzestrat cu carisma și cu darul empatiei, empatie profundă și senzație de emoții și dispoziție extraterestre. Tu atragi oamenii spre tine însăți, simpatizezi sincer, dar în spatele bunăvoinței tale este o persoană destul de practică. Nu îți place să-ți împărtășești planurile și în general ai tendința de a adânci misterul. Ursitoarele te-au răsplătit cu o intuiție și o sensibilitate foarte mare, foarte puternică, cu atenție la lucrurile mici. Ambele calități te ajută să-ți atingi obiectivele. Ai încredere în intuiția ta și adesea îți bazezi pe ea cunoștințele, ceea ce uimește pe alții. Iubitoarea libertății publice, idealistă, dorești ca toată lumea să se bucure de fericirea unei vieți pașnice și prospere, fără amenințarea tiraniei sau a opresiunii. Criticând societatea, arăți vederile tale revoluționare. Tu vezi imperfecțiunile lumii, dar nu poți face nimic. În cea mai mare parte a timpului tău, preferi să nu faci nimic. Din diferite motive, încerci să eviți condamnarea deschisă a nedreptății sociale, în ciuda naturii tale idealiste, motiv pentru care deseori poți deveni pesimistă. Și totuși, din cauza abilității tale de a sacrifica ambițiile personale, poți deveni un conducător bun care inspiră încredere în cei care te urmează. Desigur, nu toată lumea va avea ocazia de a-și spori autoritatea, dar poți deveni, de exemplu, angajator,
manager sau lider politic. Cu toate acestea, dacă este necesar să ceri ajutorul sau sprijinul cuiva, consideri că ai dreptul să soliciți un sacrificiu uriaș din partea colegilor, familiei și prietenilor, deoarece puritatea gândurilor tale este rareori pusă la îndoială. Ai un sentiment al datoriei puternic dezvoltat și poți fi destul de strictă și nici măcar nu ierti păcatele altora. Efectuând greșeli, tu tinzi să te cerți pentru asta. Suferi atunci când trebuie să te opui propriilor tale principii din motive adecvate sau din cauza impasului. Ar trebui să fii mai puțin strictă cu tine însăți și să iei circumstanțele așa cum sunt. Cerințele tale asupra altora sunt uneori prea ridicate, deși, așa cum am menționat deja, îți suprimi adesea egoismul pentru a servi unei idei înalte, dar aceste lucruri nu înseamnă că ești lipsită de grijă în relațiile personale. În ciuda faptului că nu refuzi niciodată să ajuți, nu te temi să-ți exprimi simpatiile și antipatiile evidente. În plus, ești atât de inteligentă încât nu vei folosi niciodată pumnii. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, ești misterioasă, amabilă, supersensibilă, fermecătoare, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 22 februarie soarta ta? Ursitoarele ți-au dat calm și echilibru. Te poți controla în orice situație. Deoarece abilitatea de a restrânge emoțiile este deja formată în copilărie, tu poți părea inutil constrânsă de ceilalți, lucru care nu este real. În sufletul tău ești foarte experimentat în tot ceea ce se întâmplă și pentru unii oameni focul tău emoțional e înfricoșător. Te străduiești foarte des pentru cele mai înalte scopuri, a căror slujire te poate forța să-ți sacrifici propriile ambiții. Datorită acestei abilități, precum și a diligenței naturale și a răbdării, poți fi lider foarte bun. Dar, pentru a atinge anumite înălțimi vitale, este necesar să depășești timiditatea, lenea și apatia, care, deseori, încalcă planurile, împiedicând îndeplinirea dorințelor. Ești bună și simpatică și, uneori, chiar prea bună la suflet. În același timp, tu crezi cu sinceritate că toată lumea are gânduri pure. Și adesea, văzând cât de imperfectă este lumea, critici cu disperare societatea, prezentând vederi revoluționare. Dar se întâmplă și contrariul, imposibilitatea de a face ceva, lenea naturală ia amploare, tu poți doar să bâzâi, să condamni nedreptatea socială și să te transformi într-o pesimistă ireparabilă. Ai un sentiment al datoriei exagerat și, prin urmare, ești deseori severă cu ceilalți și cu tine însăți, tu nu ierti insulte, ci doar critici greșelile. Dacă anumite circumstanțe te forțează să-ți depășești propriile principii, suferi foarte mult, deși suferința poate fi evitată, fiind suficient să fii mai loială față de tine. Dacă ți se cere ajutor, nu refuze niciodată, însă îți exprimi cu îndrăzneală simpatia sau antipatiile, dacă apare necesitatea. În același timp, nu vei renunța niciodată la pumnii tăi, chiar dacă ești foarte nemulțumită de acțiunile sau cuvintele omologului tău. Însă inteligența născută nu îți va permite să îi folosești. Mai mult decât atât, se întâmplă să fii foarte rezervată, nu poți spune nimic infractorului, care nu va ști niciodată că te-a deranjat. Poate că acest lucru va fi apreciat, dar nu va aduce emoții pozitive, doar te rănești, te învinovățești pentru tot, cum se întâmplă adesea, deci nu este cea mai bună opțiune pentru cei care vor să facă lumea perfectă. Ești o personalitate demnă de încredere, care nu numai că impune cerințe sporite celor din jur, ci și înșiși ești conștientă de responsabilitatea ta. Este imposibil să nu faci greșeli,
Deci ar trebui ca aceia care fac greșeli să nu îi lase pe alții să facă greșeli. Dragoste și compatibilitate. În relații apropiate, ești idealistă și romantică, dar în același timp responsabilă și loială. Îți dorești iubirea și fără ea nu poți experimenta fericirea adevărată. Ești generoasă cu cei dragi, dar poți fi ușor supărată dacă ajutorul tău trece neobservat. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc și o familie curac, Scorpion și Taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Lumea ta interioară este atât de confuză încât atunci nu poți înțelege ceea ce este uneori în jurul tău. Ai o viață interioară extrem de complexă, cu depresie și anxietate. Alegi adesea o idee pe care o servești cu credincioșie, uitând de despre tine însăți. Tu lupți împotriva influenței puternice a propriilor emoții și sensibilități asupra vieții tale. Ești genul de democrat și patriot în același timp și crezi în natura bună a omului. Deseori alegi să lucrezi în beneficiul societății, prin intermediul unor organizații sociale, organizații de mediu, uneori politice. Gândurile și aspirațiile tale sunt aproape întotdeauna pure și vizează servirea oamenilor. Întotdeauna lupți pentru libertate și absența fricii, tiraniei, războiului, opresiunii. Iubești foarte mult să critici pe cei care sunt la putere. În același timp, încerci să schimbi singur această lume, începând cu tine însăți și cel puțin te limitezi să critici figurile politice, dar nu vezi o ieșire din criză. Tu ești capabilă să împingi oamenii spre schimbări revoluționare în societate, dar dacă nu îndrăznești să te opui autorităților, te poți încadra în pesimism, poți fi un lider bun, deoarece ești capabilă să te abandonezi pe tine însăți și interesele tale de dragul scopurilor și ideilor. Oamenii te văd și atragi de mulțime. Chiar dacă eviți complet politica, ai o influență foarte puternică asupra prietenilor și rudelor tale, care sunt gata să facă mari sacrificii pentru tine. Nu știi acest lucru în prealabil, cu atât mai plăcut ești surprinsă. Sănătate și boli. Ești în cea mai mare parte a timpului dispusă să ți neglijezi sănătatea. Odată bolnavă, vei încerca să găsești un remediu și vei continua să ai măsuri preventive. Ești interesată de întrebări medicale, de multe ori ajuți prietenii cu sfaturi inteligente. Preferi tratamentele homeopatice, consumul regulat de vitamine, o dietă lipsită de grăsimi, consumarea unor cantități mari de fructe și legume proaspete este un început ideal pentru menținerea sănătății. Îți este recomandat un exercițiu viguros, de exemplu, aerobic, alergare, haltere, înot sau, chiar în unele cazuri alpinism, soarta și norocul. Ai o natură indecisă, timidă, prudentă. Ești harnică, răbdătoare, rațională. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele întăresc trăsăturile personajului tău. Depinde de tine în ce direcție se va dezvolta viața ta în anii maturității. Dacă, după ce ai împlinit datoriile karmice, poți învăța lecții din greșeli, atunci datorită diligenței și intenției tale, vei realiza bunăstarea. Viața ta poate fi dificilă în tinerețe, dar primești ocazia la maturitate să mergi în direcția pe care o alegi tu însăți. Aceasta înseamnă că condițiile de trai vor depinde de atitudinea ta față de sine, de lumea din jurul tău. Este posibil ca răbdarea, diligența, iertarea să te ajute să găsești fericirea. Sfaturi pentru tine.
suferi de hiperresponsabilitate și critici nemilos cele mai mici greșeli. De asemenea, tu nu poți niciodată să ierți o infracțiune a celor dragi, extinzi această nemilostire către alții. Ar trebui să cobori pragul de a cere de la sine și de la alții. Urăști să te opui principiilor tale, dar, de dragul unei idei, uneori te frângi și apoi suferi toată viața. Fii mai milostivă și încearcă să înveți arta compromisului. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.